Lăudați să fie numele Domnului. Aș vrea să reîmprospătez în auzul urechilor noastre cuvântul care s-a citit la început, Ieremia 29, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Amin. 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 Întrebarea care cred că putem să ne punem în situația în care suntem, o situație care a devenit mondială, așa cum se spunea la timpul de rugăciune. Oare trăim sub imperiul, sub puterea fricii în momentul acesta? Mă uitam la programul de dimineață, la fețele noastre, pentru că fețele noastre vorbesc și probabil v-ați uitat și la fața mea. Dacă nu vedeți frică, cel puțin îngrijorare, da? Cum vedeți la mine, așa văd și eu la voi. Cel puțin îngrijorare. Încercăm să rearanjăm lucrurile din mers cu privire la întâlnirea noastră împreună, la ce va fi. Cântăm, ce va fi, e o taină mare. Cum reacționează oamenii la uzul unei vești rele, personale, sau hai să ne relatăm acum la vestea aceasta nu prea bună cu virusul COVID-19. Este ceva care confruntează în momentul acesta toată lumea. În unele situații a ajuns ca să epuizeze resursele reale care sunt. Spunea premierul Victoriei că în cazul în care lucrurile merg în direcția pornită, Victoria nu are facilități sanitare și medicale pentru a acomoda. Asta este o realitate. Când un premier spune lucrul acesta, cred că și-a drămuit bine cuvintele. Cum reacționează oamenii în general? Primul lucru, când se întâmplă asta, și mai ales dacă e departe, nu o să ajungă până la noi. Asta e primul, acolo departe, da, acolo s-a întâmplat, dar aici nu, noi toate lucrurile le avem bine. Apoi se întâmplă și lucrul acesta vine aproape. Și se aude un caz, 5, 10, 200, 300 și mai departe. Care este reacția? Este o perioadă de denial. Mă aduc aminte la locul de muncă, mergeau profesorii de la unul la altul și tușeau așa în cot și zicea, how are you? Cu alte cuvinte, glumeau pe seamă la lucrul ăsta. Este perioada de denial, perioada în care nu-i chiar așa de grav, deci fac ăștia ne abuzează și vorbesc lucrul ăsta. E simplă răceală ca și toate celelalte care vin din aceeași familie. Este prima reacție care cred că eu am avut-o și cred că fiecare dintre noi am avut-o. După ce trece puțin timp, este ok, e mai mult decât o răceală, se pare că e mai grav. Dar, totuși, oamenii ăștia vor găsi o soluție. Suntem în secolul 21, da? Când avem computere, când avem oameni, când avem oameni plătiți numai asta să facă. Și vor găsi o soluție, o pastilă, un vaccin, ca și la toate celelalte. După care ei vin cu mâinile sus și spun, nu avem nimic. Din nou vine sentimentul acela de denial. Au ei, dar nu ne spun. Totuși ei au ceva. După care se așează tristețea aia care o vedeți pe, îngrijorarea aia care o vedeți pe fața oamenilor din jur. Este acceptarea situației. E mai mult decât o răceală. Nu au nici medicamente, nu au nici vaccin și se pare că suntem cam singuri în situația asta.
se instalează apoi incertitudine. Incertitudine este întotdeauna am controlat, m-a durut capul, am luat Panadol, s-a rezolvat problema. Am fost obosit, am făcut o cafea, am mers, am primit puterea, am mers mai departe. Am avut roșu în gât, n-am putut să, da, am luat alea trei pastile, totul s-a făcut bine. Dar de data aceasta, incertitudinea asta, nu pot să fac nimic, urmează disperarea. Nu-mi pasă de mine, cum spunea fratele Isaac, dar ce se întâmplă cu ceilalți vulnerabili? M-am gândit imediat la cei în vârstă din biserica noastră. Și mă rog, Domnul să-i păzească. Amin, amin, amin. Domnul să-i protejeze. Amin, slăvit să fie Domnul. Și pe cei tineri. Aleluia. Domnul să-și întindă mâna lui. Slăvit să fie Domnul. Apoi, în momentul în care lucrurile vin foarte aproape, intervine panica și apoi se instalează frica. Definiția fricii. Conform dicționarului american Heritage, un sentiment de agitație și anxietate cauzat de prezența sau eminența pericolului sau imaginarea și amplificarea unui pericol real care se transformă în fobie. Și apoi, un alt fel de frică, B, o reverență extremă sau uimire în ceea ce privește o putere supremă. Și se pare că aceasta este frica de Dumnezeu și este o frică bună. Dar prima este o frică care ne poate face mult rău. Am aici o listă de câteva frici care pot să se transforme în fobie și care, prin procente, influențează pe foarte mulți oameni în lume. Oameni care le este frică, au fobia asta să se adreseze unui public. Lupt cu tinerii care vin, mai ales cu băieții, să citească ceva. Deci, frate, când mă pui acolo în față, deodată toate lucrurile încep și se deformează. Mi-e frică. Nu mai văd nici Biblia, parcă nici nu mai știu ce zic și următorul lucru vreau să stau jos. Se numește glasofobia și 40% din populație este afectat de asta. Mulți se luptă cu asta, mulți merg înainte în pofida lucrurilor, dar mulți cedează și niciodată n-ar vrea să vorbească public. Și aici vreau să vă spun că, ca și predicatori și slujitori, de multe ori ne luptăm cu lucrul ăsta ca să venim și să stăm în față. Dar Domnul ne întărește, slăvit să fie în numele Domnului. Frica de înălțime, acrofobia. Oamenii, 30% din oameni le-i frică de înălțime. Când au ajuns la înălțime, nu mai sunt ei. Insecte și gândaci, entomofobia. Probleme financiare, cromotofobia. Oameni care le este frică că ceva se va întâmpla. Zilele acestea am primit multe mesaje. Sistemul financiar o să colaps, banii noștri care sunt în bancă nu o să mai fie nimic și ce ne facem de mâine? Eu nu pot ști ce va fi mâine, dar sigur știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. Slăvit să fie în numele Domnului. Oamenii care le e frică de o apă mare, dacă este o apă mare, ocean, nu vor merge pe barcă niciodată. O fobie de boală, să nu mă îmbolnăvesc. Oameni care se îmbolnăvesc înainte să se îmbolnăvească. Pentru că au frica aceasta. Oameni la care le este frică să zboare cu avionul. Aerofobia. Orice. Mă aduc aminte, în vremea când tăticul meu încă era cu noi, îmi spunea, mai bine plătesc de 3 ori mai mult și mă duc cu autobuzul decât să mă duc. Dar ajungi mai repede. Nu aia mă interesează. Eu vreau să fiu cu picioarele pe pământ. Deci asta e frica. Oameni care nu le place singurătatea, nu le place să fie singuri într-un loc anume. Monofobia. Oameni care au o fobie, le este frică de animale mici, câini, pisici.
Oameni care au o fobie să conducă mașina. Îmi place să fiu în mașină, dar să nu mă pui la volan. Și se pare că este o problemă care, în mod deosebit, la femei, la surori, este mult mai primează acolo. Frica de întuneric, nectofobia. Oameni care când s-a întunecat, nu mai sunt ei. Li se pare, aud, văd, se mișcă ceva, am auzit, a fost. Oameni care au teama aceasta. Cu toate acestea sunt numai 10%. Și apoi, frica de locuri publice, unde sunt mulți oameni. Agorafobia. Și de spaima aceasta suferă 70% din populație. Ceea ce vă spun nu este invenția mea. Charles G. Givens, Super Self, cartea Super Self, scrisă în 2012. Deci oameni care le e frică la un moment dat să fie într-un spațiu unde sunt mulți oameni. Zilele astea mergând la shop. Ați experimentat lucrul ăla? Nu vi s-a părut că ești prea mulți oameni acolo? Deodată s-a deslănțuit lucrul ăsta noi. Mă întâlnesc de multe ori la shop și mă întâlnesc cu frați și zic, măi, frate, ce am? Deci am ieșit afară de două ori soția mea, de două ori soția mea acolo și nu mai termină cu shopping. Stau aici, m-am săturat, nu mai îmi place. Vreau să plec de aici. Nu-i un lucru care îmi place. Un proverb german spune, frica îl face pe lup mult mai mare și mult mai feroce decât de fapt îi. Un proverb spaniol spune, cine are o continuă frică de moarte, de fapt nu trăiește. Așa că este o realitate. Cine trăiește în frică nu este un om liber. Horațiu, 65, înainte de Hristos. Cine trăiește sub frică? Asta înseamnă că frica este o problemă. Frica este o emoție care începe în mintea noastră și pe care o exprimăm frecvent ca indivizi. Ea poate fi de asemenea o emoție socială, comună, care circulă prin grupuri și comunități și ne modelează reacțiile la evenimentele aflate în desfășurare. Ca și alte emoții, frica este contagioasă și poate să se răspândească rapid. Și o definiție, frica ne face sclavi unor forțe care odată deslănțuite ne pot lega și destabiliza atât viața spirituală cât și existența. Care este antidotul pentru frică? Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Antidotul pentru frică este încrederea în Dumnezeu. Pentru că în mâna Lui sunt toate lucrurile. 2 Corinteni 10, de la 3 la 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile, și adaug eu aici, fricii. Noi răsturnăm izvodirile minții. Frica începe aici. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și ce frumos! Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cum putem învinge frica? Păzește-ți mintea. Păzește-ți mintea. Am început să verific mesajele care îmi vin. Foarte multe mesaje vin acum cu tot felul de relevații și cu toate astea. Și am început să verific și îmi dau seama că multe dintre ele sunt făcute. Nu au nicio substanță. Păzește-ți mintea. Aducând fiecare gând rob ascultării de Hristos.
Dacă nu facem ca fiecare gând să fie rob ascultării de Hristos, am putea să fim captivați. Și Domnul nu vrea lucrul acesta, să fim captivați de frică. Noi nu avem voie să trăim în frică. Chiar dacă trăim pentru Domnul, și dacă murim, tot pentru Domnul murim. De ce? Mergem să ne întâlnim cu El. Spunea un frate, cred că fratele Valer aici, spunea într-o seară, dacă trebuie să trecem, nu dorim lucrul acesta, să fim cu Domnul, unde nu mai e suferință, unde nu mai e boală, unde nu mai sunt probleme și unde El va lumina, aleluia, și unde El este Domn și să-i vedem fața Lui și să-i vedem semnul cuielor în palme și să putem să ne bucurăm de prezența Lui, aleluia. Păzește-ți mintea. În lucrarea sa, Mântuitorul a indicat frica ca fiind lipsa credinței sau credință mică. Ucenicii erau în corabie, Matei capitolul 8, 24 și 25, și deodată s-a strânit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Domnul era ca și absent. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! Deja ei au ajuns la ultima fază a fricii, erau deja disperați, nu mai vedeau nicio situație, vâsla nu mai făcea nimic, nimic nu mai făcea, nu mai făcea sens. Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică? Puțin credincioșilor. Apoi s-a sculat, a certat valurile, marea și s-a făcut liniște mare. Iată că frica este efectivă în captivarea noastră, a minții noastre și apoi a vieții noastre spirituale în momentul în care nu avem credință și zic din toată inima, Doamne, mărește-ne credința. Ce am citit? Ieremia 29, versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Credem? Amin. Credem cuvântul Domnului? Lăudați să fie numele Domnului. În vecii vecilor. Petru la umblarea pe mare, vino, i-a zis Iisus. După care a început să se scufunde. Ce a zis Domnul? I-a întins mâna, dar ce a zis? Puțin credinciosule. Ți-a fost frică? Puțin credinciosule. Aș vrea ca situația aceasta să ne găsească tari în credință. În ce? În promisiunile cuvântului Dumnezeu. Mă ancorez de acest verset. Îl cred și îl aplic vieții mele. Și așa să vă binecuvintesc cu el ca și biserică, ca și îl ducem la noi acasă, pentru că este cuvântul Dumnezeu. Cineva spunea, frica este pur și simplu necredință deghizată, acoperită. În vremea aceasta, dacă este o frică care trebuie să avem, este frica de Domnul. Să ne temem de El. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Dar teama aceasta este o teamă plină de reverență. Este o frică ca și a marelui preot când intra în Sfânta Sfintelor și s-apropia ca să aducă jertfă și el s-apropia și își dădea seama că așa cum merge nu poate să fie primit și poate să fie lovit. Era o reverență în care prezența lui Dumnezeu era pur și simplu atât de intensă încât cineva intrând acolo putea să-și piardă viața. Și în această seară intrăm în reverența aceasta lui Dumnezeu și spunem, Doamne, noi nu avem
avem merite, dar Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pe Calvar, are meritul și a plătit ca noi să avem în seara aceasta credință și să avem putere și să învingem frica în numele Domnului Iisus Hristos. Iată ce importantă este frica de Domnul. Proverbe 1:7. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul, începutul înțelepciunii. Să te temi de Dumnezeu și să fii mai înțelept. Nu este acesta un dar al Harului, cum sărbătorim anul acesta? Te apropii de Dumnezeu și devii mai înțelept. De ce? Pentru că frica de Domnul dă înțelepciune. De aceea, haideți să fim înțelepți și să ne temem de Domnul. Frica de Domnul prelungește viața cuiva. Care este frica acum? Dacă murim. Dacă vine virusul și nu ne poate ajuta nimeni. Dar uitați aici că frica de Domnul prelungește viața, Proverbe 10:27. Frica de Domnul este o fântână a vieții. Proverbe 14, de la versetul 26. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Slăvit să fie Domnul! Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Amin? Este cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. De aceea ne încredem în El. Frica de Domnul îl îndeamnă pe cineva să se depărteze de rău. Mulți oameni consideră răul singurul bine care îl pot face la un moment dat, pentru că nu mai au frică de Dumnezeu. Dar frica de Domnul îl îndeamnă pe cineva să se depărteze de rău. Psalmul 16:6. Frica de Domnul este calea către bogăție, onoare și viață. Psalmul 22, omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăție, slavă și viață. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să vă spun că chiar dacă Domnul nostru Iisus Hristos a plecat să ne pregătească un loc, pentru că acolo unde este El să fim și noi, El a promis ucenicilor și a promis bisericii sale și ți-a promis ție și mie că nu ne lasă singuri. Slăviți să fie. Vă dați seama de importanța acestei promisiuni a Domnului Iisus Hristos în momentul acesta? Ce am să trimit un alt mângăitor care să fie cu voi și să fie în voi. Doamne, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, dă-ne credință. Vrem să avem părtășie cu Tine. Îți dai seama în situația aceasta în care oamenii din lume nu mai știu ce să facă, oamenii din lume nu mai au pe nimeni, dar noi avem pe cineva care este trimis din cer pentru noi, aleluia! Este trimis din cer pentru noi, ca să fie cu noi, să fie lângă noi, ca să traversăm situații ca și acestea, plini de credință și fără frică, în numele Domnului Iisus Hristos. Să știți că Domnul are răspuns pentru frica și anxietatea noastră. Îmi spunea cineva,
Mă uit la news și după ce se termină, tot vibrez. Nu te mai uita. Citește în Scriptură. Când s-a terminat, îmi dau seama că e greu, că e rău, se apropie și tot. Anxiety. Domnul îți cunoaște situația aceasta. Poate nu ești aici și ne urmărești. Domnul cunoaște situația aceasta și are un răspuns pentru lucrul acesta. Iisus a promis, Matei 28 cu 20, cu versetul 20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. 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 Credem? Aleluia. Vedeți ce tare este credința. Credem cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cuprins de emoții când mă uit la diversitatea cuvântului lui Dumnezeu și la faptul că Dumnezeu a știut că vom trece pe aici și ne-a lăsat astfel de cuvinte ca să ne întărească. Nu vedeți că sunt făcute exact pentru noi în momentul acesta? Ce mare Dumnezeu avem! Ce puternic este cuvântul Său! Ce viu și lucrător este! Este putere în cuvântul Domnului! Este putere în cuvântul Domnului! Cu astfel de promisiuni putem să ne încurajăm. Pregătind lucrul acesta ca să-l împărtășesc cu dumneavoastră, eu m-am întărit. Și am zis, Doamne, dă-mi un verset de care să mă țin. Și după aia am văzut că sunt atâtea. De care să te țin? Și mă țin de toate. De ce? Domnul-i bun. Și s-a gândit la suferințele noastre, s-a gândit la spaima noastră, s-a gândit la îngrijorarea noastră. Când eram tineri, cântam o cântare, așa într-o liniște și un har, tu ai să vii, Iisuse, iar, când nimeni nu s-ar aștepta, așa va fi venirea ta. Eram aseară acasă, stăteam în casă și eu n-am știut că avem cocoși care cântă la noi în cartier. Era așa o liniște în care se auzeau cocoșii cântând, câinii de pe a cincea stradă lătrând, era o liniște, nu mișca nicio mașină, nimic, era o liniște. De ce? La oameni le este frică. Coloseni 1 cu 27 și apoi vă binecuvintesc cu un psalm și încheiem. Corona cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei aceste între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Și mă opresc aici. Frați și surori, noi avem medicamente, avem doctori, trăim într-o țară mai bună, dar uite că și lucrurile acestea ajung și se epuizează. Dar Hristos în noi este nădejdea slavei. Noi avem ceva mai mult. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om să învețe pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișem pe orice om desăvârșit în Iisus Hristos. Vă binecuvântez cu Psalmul 115, cu care și încheiem. Și dacă nu-i prea mult, vă invit să stăm ridicați în picioare. Vreau să citesc Psalmul acesta și dacă simțiți să spuneți amin, spuneți amin și să se împlinească cu viața noastră, cu viața familiilor noastre, cu viața bisericii noastre. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă-n slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta, pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii oamenilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud,
au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, Filadelfia, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, Filadelfia, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul să-și aducă aminte de noi. El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel și biserica Filadelfia, va binecuvânta casa lui Aron. Aleluia. Și casele noastre, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aleluia! Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul. Amin. De acum, aleluia, și până în veac. Lăudați, aleluia, pe Domnul. Aleluia. Lăudați pe Domnul. Aleluia. Amin. Aleluia. Aș vrea să mergem într-o rugăciune și să-i spunem: Doamne, ne încredem în Tine. Amin. Și în cuvântul Tău. Amin. Mărește-ne credința și dă-ne putere să învingem frica. Amin. Și să înlocuim cu speranța. Amin. Să înlocuim cu puterea credinței, să înlocuim cu faptele vieții.